Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiunea lui Dumnezeu, care prin Iisus Hristos dorește să răscumpere pe cei pierduți din toate continentele, din toate grupurile etnice. Misiunea externă nu are de-a face doar cu trimiterea și susținerea misionarilor, are de-a face și cu mobilizarea bisericilor din România pentru marele seceriș. Un instrument deosebit care slujește la mobilizarea bisericilor pentru misiune este și conferința de misiune Romiscon. Conferința de misiune Romiscon a ajuns la a 18-a ediție și în această emisiune aș vrea să ascultăm împreună unul dintre mesajele care a fost transmis în cadrul acestei conferințe. El este susținut de către președintele cultului penticostal, pastorul Moise Ardelean, și mesajul lui se intitulează Rolul distinctiv al penticostarilor români în misiune. Noi ne bucurăm că în acest ceas al istoriei Dumnezeu a trezit și biserica românească, a conștientizat-o că trebuie să joace un rol în misiunea externă și acum avem peste 55 de misionari români implicați prin agenția noastră care slujesc în peste 20 de țări. Să ascultăm mesajul pastorului Ardelean despre rolul penticostalilor în misiunea externă. Particip pentru a treia oară la o conferință a Agenției Penticostale de Misiune Externă. Și de fiecare dată am înțeles câte ceva, toată viața învățăm. Și reușesc să aprofundez lucrurile. Aseară, ascultându-l cu atenție pe fratele Mundis, am înțeles mai bine decât înainte ce este un refugiat. Am înțeles de asemenea că noi care citim Biblia și o credem, ar trebui să înțelegem mult mai bine ce e un refugiat decât politicienii, decât aceia care dețin puterea acestei lumi. A fost mișcat în momentul în care ni s-a spus deschis că Mântuitorul lumii, de care sunt legate toate speranțele noastre, a fost refugiat. Și știam bine textul acela, dar fratele ne-a provocat să ne gândim și mai bine la el. Și am mai înțeles un lucru, că urmașii Domnului Iisus Hristos ar putea să fie oricând niște refugiați. Cetățenia noastră nu-i de aici. Cetățenia noastră este în cer, noi suntem cetățeni ai cerului cu domiciliul pe pământ. N-avem cum să fim iubiți. Chiar dacă în România acum ne bucurăm de mare libertate religioasă, cel puțin deocamdată, nu știm până când. Ne bucurăm de libertate religioasă, dar lucrurile s-ar putea schimba oricând. Am înțeles ce este un refugiat și am rămas cu următoarele în minte și în inimă. În momentul în care refugiații s-ar apropia de noi, ar trebui să-i compătimim, să-i iubim, să-i ajutăm, dar mai ales să-L prezentăm pe Domnul Iisus Hristos ca soluție pentru ei, pentru că este soluție și pentru noi și pentru lumea întreagă. După întâlnirea de aseară, am citit o știre din care am înțeles că la propunerea sau la cererea guvernului Ungariei, Parlamentul țării vecine a aprobat un referendum prin care li se va cere cetățenilor Ungariei să se pronunțe dacă sunt sau nu sunt de acord cu ceea ce propune Bruxelles-ul, ați auzit vorbindu-se de cota aceea de refugiați. Nu știu care va fi rezultatul referendumului. La noi, după cum îi știu eu pe români, nu va fi un astfel de referendum. Noi așteptăm cu nerăbdare un alt referendum, știți foarte bine, pentru modificarea articolului 48 din Constituția României. Și trag nădejdea că Parlamentul nostru nu va trece peste cele 3 milioane de semnături care s-au adunat pentru schimbarea articolului 48 din Constituția României, articol care se referă la familie și la definiția familiei. Oricum, noi să continuăm să ne rugăm și să continuăm să facem ce este bine, și să lucrăm pentru înaintarea Evangheliei, lărgirea împărăției lui Dumnezeu și apropierea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos.
conferință pentru misiunea externă. Mi-am adus aminte aici, aseară și astăzi, că în anii 60, eu eram copil. Un grup de tineri de la noi cânta cântarea care spune la refren: misionari extrem vă pregătiți, polul nord și țara focului. Luați adio de la vatră și mergeți, nu rețin toate cuvintele, și mergeți cu mesajul Evangheliei. N-am înțeles mare lucru atunci și chiar dacă aș fi înțeles foarte mult, mi-aș fi dat seama că este imposibil ca noi, ca tineri, să lăsăm confortul de acasă și să ne ducem cu vestea bună a Evangheliei în țări sărace, acolo unde nu există siguranță. Dar iată că s-au schimbat vremurile și am ajuns să trimitem misionari în toată lumea, un lucru extraordinar. Și mi-a pus Domnul pe inimă în această zi, înaintea dumneavoastră, să prezint viziunea Bisericii Pentecostale din România cu privire la evangelizare și misiune. E adevărat că am fost anunțat că voi vorbi despre locul distinctiv al pentecostalilor români în misiunea mondială, în lucrarea misionară. Asta va rezulta din ceea ce voi prezenta cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu am pretenția că noi, ca și organizație, Cultul Creștin Pentecostal din România, Biserica lui Dumnezeu Apostolic, așa cum e titulatura noastră, avem o strategie bine pusă la punct, dar o viziune există și ea capătă contur cu fiecare an, dacă mă pot exprima așa. Cultul Creștin Pentecostal din România cuprinde bisericile pentecostale care au apărut în urma marii mișcări de trezire spirituală care a început în țara noastră în anul 1922. E adevărat că începuturile n-au fost deloc ușoare, dar după ani și zeci de ani, mișcarea a căpătat mare amploare. În perioada regimului comunist, cu toate presiunile pe care le-am simțit, Evanghelia a înaintat, iar după decembrie 1989 s-au întâmplat lucruri extraordinare. De la două persoane, în 1922, s-a ajuns la peste 300.000 doar în țară. Și apoi, bine știți câți pentecostali români sunt în Europa, în Statele Unite, în Canada, în Australia și peste tot. Și mă bucur să vă spun că acum, în ultimele săptămâni, o lume întreagă a privit uimită la forța și solidaritatea pentecostalilor, așa spunea un ziarist român, când a văzut mitingurile de protest, când a văzut mii și zeci de mii ieșind în stradă, în diferite orașe de pe planetă, pentru familia Botnariu din Norvegia, împotriva acelei instituții, organizații care se cheamă Barnevernet. Și eu cred că și în felul acesta, poate am o gândire interesantă, face misiune. Că nu există să nu fie mulți oameni care să își pună următoarea întrebare: ce-i determină pe pentecostalii aceștia să fie solidari cu o familie de acolo din Norvegia? Postez, se roagă, ies în stradă. Din partea conducerii cultului am scris adrese multe peste tot și am primit răspunsuri, să știți, inclusiv de la Ministerul Copilului și Incluziunii Sociale din Norvegia, pentru că totuși suntem băgați în seamă. Și nu se poate să nu-și pună întrebarea: ce-i determină? Avem ceva comun? Simțim ceva cu ei? Și mai ales simțim responsabilitatea pe care o avem, pentru că suntem creștini, suntem copii acelui tată, și simțim datoria să facem tot ce știm și tot ce putem pentru ca să rezolvăm această problemă. Și eu cred că inclusiv așa îl vestim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Mișcarea pentecostală din România, vă spuneam, a început modest, dar a căpătat o dimensiune de neimaginat în urmă cu zeci de ani. Mișcarea pentecostală din România, Biserica Pentecostală din România, face parte din marea
familie pentecostală din lume, care, din câte știu, numără în jur de 250 de milioane, mă refer la pentecostalii clasici. Statisticile spun 10% din creștinii din lume sunt pentecostali clasici, fără carismatici, care au multe lucruri comune cu noi. Procentul acesta este unul foarte mare. Și m-am pus întrebarea, cum s-a ajuns la un număr așa de mare? Istoria Bisericii Pentecostale vorbește de Topeka și Charles Spurgeon și Revelionul 1901, când studenta Agnes Osman a fost botezată cu Duhul Sfânt și a vorbit în limbi. Vorbește de asemenea despre 1906 Azusa Street, despre William Seymour și despre marea trezire pentecostală de acolo. S-a aprins focul și flacăra rusaliilor a ajuns în toată lumea. Pentecostalii americani au făcut multă, multă misiune, dar nu cred că la început au fost bine organizați și au avut o strategie extraordinară, pentru că și ei, ca organizație, ca instituție, erau la început. Și totuși mesajul a ajuns în toată lumea, cu o viteză uimitoare. Sigur, noi românii am fost altfel. Până în 44 n-am fost liberi, am fost și mai puțini. După aceea, libertate limitată sau foarte limitată, nici nu se putea pune problema de evanghelizare și misiune. Și totuși, Evanghelia a înaintat extraordinar de mult. Știți care este părerea mea? Marele secret al mișcării pentecostale este prezența abundentă a Duhului lui Dumnezeu în viața credincioșilor. Eu m-am născut în familie pentecostală, pe linia tatălui sunt a patra generație. Pe linia mamei sunt a treia generație și am ajuns la vârsta de 61 de ani, dar cred mai mult și mai tare ca oricând ce a spus Domnul Iisus Hristos. Voi trimite peste voi făgăduința tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și apoi fapte 1:8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Eu cred că marele secret al pentecostalilor este botezul cu Duhul Sfânt, ungerea specială pe care slujitorii pentecostali o primesc din partea Domnului și călăuzirea pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o asigură. Chiar dacă n-au fost bine organizați pentecostalii la început, nici în vest, mai apoi s-au organizat bine, evident. Totuși au înțeles mandatul pe care l-au și marea trimitere. Pentru că nu se poate orice creștin să raportează la acest mandat. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și eu cred că pentecostalii, sigur nu numai pentecostale și alții, au înțeles care este marea trimitere și având o ungere din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, au început să vestească Evanghelia. De la om la om, mesajul a fost transmis și peste granițele Statelor Unite. Au fost oameni din Europa care au venit la Azusa Street și în alte centre, au înțeles care este noua credință și așa mesajul a ajuns departe. La noi în România, știți foarte bine, a ajuns în 1922. Eu am citit în mai multe cărți ce s-a întâmplat atunci. Primul președinte, Gheorghe Bradin, a citit o scrisoare, a primit apoi o broșură din Statele Unite, și-a înțeles că credința primilor creștini este și pentru astăzi și că Domnul a început să reverse ploaia târzie din profeția lui Ioel. Și soții Bradin s-au rugat pentru vindecarea sorei Sida în vara lui 22. Și Domnul a vindecat-o de o boală incurabilă.
au citit broșura care a venit în Statele Unite și au spus așa este și au deschis prima biserică pentecostală 10 septembrie 1922. Și foarte interesant, la Păuliș, până pe 3 iunie 1923 n-a existat nimeni botezat cu Duhul Sfânt, dar credeau că făgăduința este și pentru ei. Și pe 3 iunie 23 și fratele Bradin și sora au primit botezul cu Duhul Sfânt. Și sigur, oamenii au devenit interesați de această credință. Și mi se pare interesant, în 1924, fratele Pavel Budeanu, că aș citi despre el, a venit din Statele Unite, a fost arestat la Nădab, lângă Chișinău, Criș, pentru că propovădea noua credință. A stat de vorbă cu o rudenie, un avocat de-a dumnealui din București, și avocatul l-a sfătuit pe fratele să ceară guvernului, mă rog, instituțiilor abilitate, ca pentecostalii să fie autorizați ca așa asociație religioasă. 50 erau atunci, în 24. Cererea n-a fost aprobată și a apărut o decizie, în 29 ianuarie 1925, prin care se spunea, pentecostalii nu sunt recunoscuți. Fratele Șandu, într-o carte pe care a scris-o, zice, sau prin această decizie, autoritățile, fără să vreau, au făcut publicitate pentecostalilor. Și fratele Bradin a fost căutat, a primit și scrisori să vorbească despre noua credință. În 1926 erau deja 6 biserici acolo aproape de Arad, pentru că oamenii s-au interesat. Și uitați așa, din aproape până din aproape în aproape. La Revoluție erau 780 de biserici, iar acum cultul pentecostal are 3.000 de biserici locale, multe dintre ele mari și foarte mari, știți foarte bine, și pentru toate zicem din toată inima, mărit să fie Domnul! Până în 89, pentru noi români au fost vremuri grele, nicio strategie de evangelizare. Ce să vorbim de misiune? N-aveai cum! Dar nu înseamnă că n-am făcut evangelizare. Eu personal de vreo 35 de ani merg în continuu la evangelizări, cel mai mult în biserici, adevărat. Și mi-aduc aminte că în anii 70, chiar în județul Arad, au început acele săptămâni de evangelizare, eu eram predicator începător atunci, și frații m-au chemat la început să fiu alături de un frate mai în vârstă și apoi singur, am chemat eu pe alții, și sunt mai bine de 35 de ani de când am predicat Evanghelia. Sigur, autoritățile timpului n-au prea permis, țin minte. Nu orice păstor îndrăznea să facă evangelizare. Evangelizare, în schimb, am făcut. Și s-au deschis noi biserici și înainte de 89 au fost multe grupuri neautorizate, știți foarte bine. Iar după ce a căzut cortina de fier, decembrie 89, cultul pentecostal a autorizat foarte multe grupuri de pentecostali și s-a început evangelizarea. A zice că neorganizați. Dar am început să mergem în săli publice să predicăm Evanghelia, chiar și pe stadioane, prin radio, publicații și așa mai departe. Și așa se face că de la 780 de autorizații, da, de biserici autorizate, am ajuns la 3.000, probabil că e ceva peste 3.000 la ora actuală. Între timp, unii știți mai bine decât mine, da? Vorbesc din 89 încoace. Am început să ne gândim și la alții, nu numai la noi. Eu drept să vă spun, având în vedere că la Revoluție am avut o vârstă, nu m-am prea gândit că ar fi posibil ca noi să ne ducem între musulmani, în țări budiste, departe de noi. Poate că, și să recunoaștem, noi am avut un anumit complex. Poate nu l-ați avut, eu l-am avut. Pe când vedeam un american că vine, veneau și înainte de Revoluție, liderii de la Church of God, Assemblies of God, auzeam de misiune, mă uitam la ei cu foarte mare admirație și am zis, nu ne putem compara cu ei din niciun punct de vedere, nici financiar, nici ca și pregătire. Pentru că știți bine, înainte de Revoluție,
Din 76 am avut un seminar teologic cu 10 studenți, 5, 3, frate Ghiță Moș, cred că au fost 3 în seria ta, nu? Dar vă dați seama, cât de mari și multe erau nevoile și cât de puțini aprobau autoritățile comuniste. Și apoi mi-aduc aminte că în perioada comunistă n-aveai voie să faci evanghelizare. Unii au început din anii 70 și au făcut. N-aveai voie să ții programe ale tineretului, studii cu copii. Oameni cu studii superioare nu erau acceptați să fie ordinați. Când se deplasau grupuri, mi-aduc bine aminte că eram tânăr atunci, erau probleme și uneori păstorii erau trași la răspundere de inspectorii de culte. Și cu toate acestea, Evanghelia a înaintat și numărul pentecostalilor a crescut. Mi-aduc aminte acum că nu de mult, ministrul secretar de stat care conduce Secretariatul de Stat pentru Culte acum a coordonat un colectiv care a scris o carte intitulată Statul și cultele religioase. Și acolo scrie foarte clar, cea mai dinamică mișcare creștină este cea pentecostală. Cultul care a crescut cel mai mult după Revoluție este cultul pentecostal. De altfel, numai cultul pentecostal a crescut, arată ultimele cifre. Ei recunosc lucrul acesta și nu-i puțin lucru. După 89, într-adevăr, au apărut oportunități deosebite. Și dobrogenii au meritul, ăsta e adevărul, trebuie să recunoaștem, de a fi început să se gândească la cei din altă cultură și de altă religie. Și pentru că în Dobrogea sunt musulmani. Noi la Arad nu avem. Poate au apărut câțiva cum să facă afaceri. Au apărut acolo și au început să studieze și să se apropie de ei. Apoi în 2001, da, s-a înființat la Gigea școala Centrul Român de Studii Transculturale. Da? Acolo unde se pregătesc viitorii misionari. La momentul acesta, din câte știu eu, sunt 25 de studenți. Oamenii care se pregătesc pentru misiune. Că evanghelizarea am tot făcut. Și ca să vedeți că cei care conduc cultul au totuși o gândire și o viziune cu privire la misiune, până și în statut am prevăzut două lucruri speciale. Între slujitori am pus misionarii. Și am zis că misionarul este slujitorul care merge să vestească Evanghelia și să înființeze biserici, da? În alte culturi. Fie că e vorba de România, dar mai ales în afara României. Și apoi am prevăzut ca biserica locală să poată înființa inclusiv societăți misionare, școli de toate rangurile și, mă rog, orfelinate, aziluri și așa mai departe, dar și societăți misionare. Lucru foarte important. Am ajuns să ne gândim la lucruri la care nu ne-am gândit înainte. Nu prea aveam cum. Nu suntem încă bine puși la punct, dar susținem din toată inima lucrarea misionară. Și vreau să vă spun că inima mea a fost încălzită. La ultima ședință a Consiliului Bisericesc, pe care am avut-o pe data de 26 și 27 ianuarie la București, anul acesta, când Departamentul de Evanghelizare și Misiune, condus de fratele Nenu Moldovan, ne-a prezentat o strategie, o propunere cu care am fost de acord absolut toți și am apreciat-o foarte mult. Și vreau să vă spun ce au propus ei. A spus așa, ne propunem ca până în anul 2022 să evanghelizăm toate localitățile din România care au peste 10.000 de locuitori. Până în 2022. Și Institutul Teologic Pentecostal va organiza cursuri pentru plantatori de biserici. Noi iubim pe toți oamenii.
Vă aduc aminte că Pavel spunea, pentru frații mei trupești, sunt gata să fiu anatema despărțit de Hristos. Adică îi voia pe israeliți pocăiți, mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Ne ocupăm de misiune, trebuie să facem misiune externă, dar n-avem voie să uităm de români și de aceia care trăiesc cu noi aici în această țară. De aceea gândirea noastră este următoarea. Facem evangelizare și acum avem o strategie cum n-am avut niciodată. Fratele moldovan este aici, va trebui ca noi și cu toți ceilalți să facem ce am zis. Sună extraordinar, dar trebuie muncă, trebuie bani, trebuie capacitați oameni, mai ales tineri și păstorii care sunt în zone să se implice și toți împreună să evangelizăm România. Chiar dacă din punct de vedere pentecostal țara noastră stă foarte bine în cifre, număr de biserici și așa mai departe. Dar sunt așa de mulți oameni nemântuiți în țara aceasta. 1,9% după ultimul recensământ sunt pentecostali și bineînțeles și baptiști apoi, dar oricum numărul evanghelicelor este mic procentual. Ar trebui să fie mult, mult mai mulți și trebuie ca mesajul mântuirii să ajungă la toți oamenii. Cei de la institut ne vor ajuta și ei, vor forma plantatori de biserici, pentru că, vedeți, și aici trebuie să știi niște lucruri. Trebuie să ai chemarea lui Dumnezeu, trebuie să fii călăuzit și trebuie să știi niște lucruri. Și frații de la institut ne-au promis că ne ajută pentru această lucrare. Apoi, la ședința Consiliului pe care am avut-o, mi s-a spus ținta Agenției Pentecostale de Misiune Externă. Până în anul 2021, 200 de misionari. O țintă foarte, foarte înaltă, ce la oameni cu neputință este cu putință la Dumnezeu. Și zicem din toată inima, Domnul să ne ajute la aceasta! Zic, Domnul să ne ajute pentru că vrem să fim alături de ei. Sigur, toți avem atribuțiile pe care le avem în biserică, în cult. Avem atâtea și atâtea de făcut, dar e adevărat ce spunea fratele Ghiță în mesajul pe care l-a transmis, că Domnul nu vine până când Evanghelia Împărăției nu va fi vestită până la marginile pământului. Matei 24:14, da? Trebuie ca Evanghelia Împărăției să fie vestită tuturor neamurilor ca să slujească de mărturie. Și o mai cred ceva. Roman 11:25, așa înțeleg eu din cuvintele lui Pavel, că trebuie să intre în mântuire numărul deplin al neamurilor ca să vină Domnul Iisus. Și mai înțeles că ziua aceea și ceasul pe care le știe numai Tatăl, ziua aceea poate fi grăbită după cuvintele lui Petru, așteptând și grăbind venirea Domnului Iisus. V-ați gândit vreodată că făcând evangelizare și misiune, grăbim venirea Domnului Iisus? Eu cred că sunt lucruri certe. Până nu intră în mântuire numărul deplin al neamurilor, nu poate să vină Domnul Iisus. Există un plan, un program al Lui. Și planul acesta trebuie să se împlinească. Dragii mei, noi, ca și Biserică Pentecostală, trebuie să avem în vedere evangelizarea, misiunea și recuperarea celor care s-au înstrăinat, poate. Și având în vedere specificul întâlnirii, a zice că asta e viziunea noastră, da? În anii următori, evangelizare în România, cu toate forțele, cu ajutorul lui Dumnezeu, misiune în afara țării, cât mai mult și cât mai bine, și lucrăm și cu departamentul pentru diaspora pe care îl avem, care se ocupă de românii noștri, de ordinul miilor și zecilor de mii care au plecat din țară. Vrem să-i adunăm în biserici, da? Și rugăm bisericile care sunt în diaspora să facă evangelizări pentru românii
Un frate din Paris îmi spunea că la Paris sunt vreo 10.000 de români. Eu, duminică, dacă Domnul ne ajută, voi fi acolo. Nu știu cât sunt români pentecostali în Paris. Frate Dorel, cât sunt? Vreo 2.000 de suflete, așa m-am gândit și eu. Până la 10.000? Deci aș vrea să lucrăm și să punem la dispoziția Domnului tot ce avem. Energie, bani, eu știu, pricepere. Și în mod deosebit să ne rugăm și să stăm înaintea Domnului pentru lucrările acestea. Deci evangelizare în România, evangelizare prin bisericile noastre din diaspora și misiune să mergem între aceia care au o altă religie și chiar să mergem la aceia care nu au auzit de Domnul Iisus Hristos niciodată. Vedeți, vor veni probabil refugiații la noi. Noi românii suntem buni și ușor de înduplecat, sigur nu organizăm referendum ca și Ungaria și cota, n-avem ce. Dar va trebui să avem foarte mare grijă. În primul rând, să-i compătimim și să-i ajutăm și apoi să ne păstrăm verticalitatea. Nu cumva ei să ne schimbe și să ne influențeze. Creștinismul pur, credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Eu am fost mișcat și impresionat de misionarii care au vorbit și la conferințele trecute și acum și aș vrea să-i rog, vestiți acolo unde vă duceți. Evanghelia totală, Evanghelia de plină, ziceți cum vreți. Nu vă opriți doar la nașterea din nou cum s-a oprit Billy Graham, un evanghelist pe care toți îl recunoaștem. Și l-am iubit și l-am apreciat foarte mult. Da, fratele Don spune aici că Billy Graham tot cu nașterea din nou. Și foarte bine, că și noi predicăm nașterea din nou, da? Dar trebuie să vorbim și de botezul cu Duhul Sfânt, de darurile Duhului Sfânt și de prezența Domnului, împuternicirea pe care o primim din partea Domnului prin Duhul Sfânt. Este un lucru extraordinar de important. Dacă numărul penticostalilor ajung la 250 de milioane, 10% din creștini, să știți, nu-i datorită abilităților noastre. În multe locuri și în multe momente ale istoriei noastre, n-am avut oameni foarte pregătiți din punct de vedere intelectual. Nici vorbă de licențiați în teologie, doctori și așa mai departe. Dar Fapte 9:31 spune, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Dumnezeu are nevoie de oameni. Și oamenii lucrează cu ajutorul Duhului Sfânt, împuterniciți de Duhul Sfânt. Agenția Pentecostală de Misiune Externă face parte din misiunea europeană. În perioada 2-4 martie, împreună cu fratele Ghiță și alți trei, dacă nu greșesc, păstori, am fost la Zagreb la conferința PEF. Și mi-am dat seama că frații de acolo se uită și apreciază ceea ce se întâmplă în România și din punct de vedere al bisericilor, a bisericii, a cultului pentecostal și din punct de vedere a misiunii externe. Misiunea sau APME-ul face parte și din misiunea mondială. Este un lucru extraordinar. Și fratele Ghiță spunea, și fratele Mircea de asemenea, locul distinctiv al pentecostalilor români în misiunea externă. Sigur, nu suntem mulți la momentul acesta. 55, dar știu că mai sunt și alții pe lângă cei din APME. Eu știu că mai sunt și alții și după statut, fiecare biserică ar putea să aibă, sau oricare biserică ar putea să aibă misionarii ei. Eu, după gândirea mea, aș aduce pe toți în APME, care este parte componentă a cultului pentecostal. Dar nu obligăm pe nimeni și respectăm pe toți. Important este să facă misiune și să facem misiune. Având în vedere numărul total de misionari, veți spune 55. Nu e un număr foarte mare. Dar numărul acesta va crește în mod sigur. Eu cred că pentecostalii români, nu știu dacă e bine zis, că au câteva avantaje. Dar poate că nu-i rău sau nu-i greșit. În primul rând, Biserica Pentecostală din România e mare, mă refer la cult, la toate bisericile împreună,
și are un potențial extraordinar. Cu asta cred că sunteți de acord. Apoi, e o biserică națională unită. Ca oameni suntem diferiți și în forurile de conducere mai sunt păreri diferite. Gândirea mea e exact așa cum spunea fratele Mircea. Hotărâm împreună, când există probleme mai sensibile, vot secret și în Comitetul Executiv și în Consiliul Bisericesc și atunci implementăm. Nu mai merge. Dacă am hotărât odată, așa trebuie să fie cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că totuși Biserica Pentecostală din România este foarte unită. Eu cunosc situația și din alte locuri, că totuși suntem oameni, avem limite, avem păreri diferite. Și unitatea aceasta ne poate ajuta și la evangelizare, și ne ajută și la evangelizare și la misiune. Apoi zic eu, în ce privește misiunea, noi suntem în dragostea din tâi. Eu când predic despre dragostea din tâi, spun, caracterizează începuturile, diferite începuturi în credința creștină. Nu? Noi ați văzut pe cei botezați în apă, cum arată la început după botezul în apă imediat? Noi ați văzut pe cei botezați cu Duhul Sfânt, cum arată în zilele următoare? Eu n-am să uit niciodată. 2 februarie 71, înainte ca să am 16 ani, am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Credeți-mă că lunile următoare parcă zburam. Eram atât de sensibil și am zis, nu cumva să-L întristez pe Domnul. Energia pe care o ai la un început creștin, dragostea este extraordinară. Și pentru noi, oarecum, misiunea externă este ceva nou, că e nou, mai de câțiva ani. Cred că suntem în dragostea din tâi. Sigur, cred că pentru a te duce pe termen lung între musulmani, între budiști, între atei, eu știu, poate chiar Coreea de Nord, trebuie să ai chemarea lui Dumnezeu. Eu cred în asta, să știți. Nu oricine poate și cred că nu oricine trebuie. Toți trebuie să vestim Evanghelia. La om, la colegul de muncă, de la vecin la vecin, da? În țară. Dar nu pot toți să meargă oriunde, trebuie să fie o chemare a lui Dumnezeu. Și cel care pleacă trebuie să fie încredințat de lucrul acesta. Eu cred că noi, ca noi românii pentecostali, suntem în dragostea din tâi și poate că este rândul nostru să facem ce au făcut alții în anii 30, 40, 50, 60, 70 și așa mai departe. Mă refer la pentecostali, că mi-aduc aminte acum că secolul 19 a fost un secol al misiunilor, nu știți foarte bine, al misiunilor mondiale și considerat un secol extraordinar atunci, pentru că impactul asupra națiunilor a fost extraordinar. Eu mă refer la vremurile noastre și la pentecostale în mod deosebit. Noi suntem în dragostea din tine din punctul acesta de vedere. Apoi românii sunt recunoscuți ca oameni care învață destul de ușor limbi străine. Ne-a dat Domnul capacitatea aceasta și cred că și asta ne recomandă să punem accentul pe misiunea externă. Și aș mai zice ceva. Noi suntem latini și zice-se că latinii sunt foarte sensibili. Unii care poate vor să scoată în evidență altceva, zice că plângem foarte ușor, mai ușor decât alții. Dar nici asta nu e rău la urma urmelor. Poate că suntem sensibili și miloși. Și lucrul acesta ajută misiunea. Da? Noi ne uităm la fiecare suflet ca la un om creat de Dumnezeu. Fiecare om este o entitate veșnică. Și poate că ar trebui să ne gândim ori de câte ori vedem un musulman, un budist, un ateu, un nemântuit, să ne gândim la el că va merge în iad și va muri o veșnicie, va fi pierdut pentru totdeauna. Și să ne doară de el, să ne fie milă de el, să facem totul ca să ajungem la el cu Evanghelia. Pentru că doar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celora care cred. Și numai în numele Domnului Iisus există mântuire. Știți că în vremurile complicate în care trăim, când lumea este tot mai secularizată, unii încearcă să ne ceară să nu mai fim exclusiviști. Să nu mai spunem că mântuirea este numai în numele lui Iisus. Dar nu putem face asta.
Oricare ar fi prețul pe care ar trebui să-l plătim, trebuie să rămânem la Scriptură și să spunem: nu există mântuire decât numai prin Iisus Hristos. Acesta e mesajul pe care trebuie să-l transmitem și în România, și în Bulgaria, și în Balcani, și în vest, și în est, și departe, și aproape. Compătimindu-i pe oameni, uitându-ne la ei așa cum s-a uitat Domnul Iisus, să evangelizăm și să le transmitem vestea bună a Evangheliei. Apoi poate că mai contează un lucru. Eu nu știu cât îi costă pe americani un misionar. Nu știu nici măcar cât costă la APM. Am auzit ceva cifre cândva, dar le-am uitat. Dar probabil că pentru americani, pentru țările din vest, da, e mult mai scump să trimită un misionar decât pentru români, pentru că noi românii n-am fost chiar așa pretențioși, n-am avut chiar așa mari așteptări de la viață. Am fost mereu mai săraci decât alții. Și am fost mereu mulțumiți cu ceea ce am avut. Și cred că și lucrul acesta ne recomandă pentru misiune, chiar dacă nu este primul lucru. Și apoi, un lucru la care eu țin foarte mult. În bisericile pentecostale din România, încă, eu cred că în cele mai multe, se fac stăruințe pentru botezul cu Duhul Sfânt. Eu din Biblie așa înțeleg că ar trebui să plece în misiune cu vestea bună a Evangheliei oameni botezați cu Duhul Sfânt și plini de Duhul Sfânt. Și faptul că la noi în țară se organizează stăruințe pentru botezul cu Duhul Sfânt este un lucru extraordinar. Și sunt foarte mulți botezați cu Duhul Sfânt. Știu că înaintașii noștri, până la un moment dat, țineau evidența. Bine, asta s-a întâmplat până în anii 20 și ceva, 30 și ceva, iertați-mă. Pentru că frații comunicau, erau puțini, atâți au fost botezați. Nu mai pot să ții nicio evidență. Eu păstoresc o biserică mare la Arad și nu pot să vă spun câți sunt botezați cu Duhul Sfânt. Mulți, bineînțeles, foarte mulți. Îi cunosc pe toți membrii noștri, probabil că sunt singurul din biserică, sunt singurul care îi cunoaște pe toți, dar nu mai știu acum. Pe mulți îi știu, pe mulți nu știu dacă sunt sau nu botezați de Domnul. Dar este așa de important că Biserica Pentecostală din România, și nu numai din România, și în Europa, și în America, și în Canada, eu știu precis că circul destul de mult, călătorez destul de mult, pun accentul pe botezul cu Duhul Sfânt. Și a face evangelizare și a merge în misiune, fără să ai împuternicirea dată de Duhul lui Dumnezeu, s-ar putea să fie fără rezultat și fără rezultate. De aceea rețineți în concluzia mesajului meu, da? Ca și organizație pentecostală, avem în vedere evangelizarea și misiunea. Și vrem să lucrăm prin departamentul de evangelizare și misiune, prin bisericile locale și prin toate structurile noastre de conducere. Avem în vedere românii și vrem să ajungem la toți românii cu Evanghelia Domnului Iisus. Avem în vedere oameni din alte culturi. Începem cu cei din Dobrogea și apoi continuăm cu cei din Europa, all over the world, peste tot, în toată lumea, cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și nu ne temem nici de oameni, nici de Coran, da? Nici de postmoderniști. N-avem voie să ne temem de nimic și de nimeni. Dumnezeu este cu noi. Ce în noi e mai puternic decât ceea ce este în lume. Și lucrăm și prin departamentul de diaspora, pentru că ne pasă de românii noștri plecați. Unii s-au mai risipit și am vrea să îi adunăm, să fim alături de ei, să-i asistăm spiritual dacă trebuie, să-i coordonăm dacă trebuie și mai ales să-i rugăm să fie sau să formeze centre de evangelizare în Europa. Mi s-a spus că
În 7 capitale europene, cea mai mare biserică pentecostală este românească. La Bruxelles, de exemplu, cea mai mare biserică pentecostală nu e una belgiană, ci una românească. La Viena, de asemenea. Și sunt și alte capitale. Și asta ne recomandă pentru această lucrare de evangelizare și de misiune. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Deci rețineți, în sfârșit, avem o viziune. Poate nu-i cea mai bună, poate nu-i pusă la punct, dar vom lucra la ea. Totuși, avem o viziune. Avem oameni și avem voință. Și vrem să ne alăturăm celor care cu inimă sinceră lucrează pentru Domnul în toată lumea. Vrem să lucrăm prin toate structurile noastre, prin toate departamentele noastre, pentru că am vrea cât mai curând numărul mântuiților dintre neamuri să se împlinească. Evanghelia să ajungă la toate popoarele lumii și Domnul nostru să vină și să ne ducă în cer. Până atunci, să avem grijă de cei convertiți în România în bisericile noastre. Trebuie să avem grijă de ei. Trebuie să facem evangelizare, misiune, școală și așa mai departe. Doresc din toată inima ca Domnul pe toți să vă binecuvânteze. Domnul să binecuvânteze departamentul de evangelizare și misiune, Agenția Pentecostală de Misiune Externă, școala de la Gigea și pe toți aceia care sunt implicați în mod sincer pentru această lucrare. Pentru secerișul a cărui stăpân este Domnul Iisus, sunt implicați în lucrarea bisericii despre care Domnul spunea: zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și fraților, le spun să nu uitați țintele pe care vi le-ați propus. Sperăm să trăim până în 21 și în 22 și să vedem dacă va fi așa. Iar dacă între timp va veni Domnul Iisus, slavă Lui! Dacă se va fi terminat totul, ne vom duce în cer și vom fi împreună cu El pentru totdeauna. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute să facem tot ce știm și tot ce putem pentru Evanghelie, ca să avem și noi parte de ea. Pavel spunea: fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Amin! L-am urmărit împreună pe pastorul Moise Ardelean, președintele cultului penticostal din România, susținând tema Rolul distinctiv al penticostarilor români în misiune. Această temă a fost susținută în cadrul conferinței de misiune Romiscon 18, care s-a ținut în anul 2016 la Cluj. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă aștept și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să urmărim emisiunea Până la marginile pământului. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.